Știm că sunteți pregătiți să petreceți de sărbători, să mergeți în vizite, poate chiar în vacanțe. Atenție însă, această perioadă este una bună și pentru hoți. Exact. Asta la loc. Ia mâna de acolo. La ce trebuie să fiți atenți înainte să plecați de acasă? Ne spune comisar șef Sorin Stănică de la Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității. Bine ați revenit! Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Și spuneți-ne pentru început cum obișnuiesc să acționeze în această perioadă hoții. Fur, ca de obicei. Doar că această perioadă este una care poate să favorizeze anumite comportamente sau poate să le ofere lor mai multe oportunități. De ce? Evident, pentru că mulți dintre noi, așa cum deja ți-ai spus, pleacă de acasă, mergem în vacanță, mergem în vizită, suntem fericiți, este perioada totul de sărbători. Există riscul să uităm să ne mai luăm niște măsuri de siguranță. Păi asta voiam să vă întrebăm, ce avem de făcut dacă să zicem, eu cu Bogdan nu cred că plecăm. Nu, că am fi zis deja. Sau în afara țării. Așa, dar dacă plecăm de acasă, ce avem de făcut? Să ne asigurăm că lăsăm casa în siguranță și că ne-am luat toate măsurile să o găsim la fel cum am lăsat-o. Putem să le enumerăm? Păi, măsurile pe care poliția română le propune de obicei sunt lucruri pe care le cunoaște fiecare dintre noi. În primul rând, plecăm de la elementarea ușă. Ok, ne grăbim, ne dorim cu toții să ajungem acolo unde ne-am propus, destinația de vacanță. Haideți să nu uităm să ne asigurăm că am încuiat toate ușile, că am încuiat toate ferestrele, că ne-am activat sistemul de alarmă dacă îl avem, că... Câinele totul... după caz. Da, să vină cineva să-i dea și de mâncare. Să știți că nu e de ajuns să încuiem, aș adăuga ceva. Eu am încuiat odată ușa, doar că ea nu era închisă complet. Deci am avut o ușă deschisă, încuiată. Ah, am lăsat-o așa, la intrarea în apartament, din grabă. Deci se poate încuia și degeaba. Bine, tu ești la alt nivel. Da, trebuie verificat. Ești. Tocmai de asta ziceam, e important să ne luăm un pic de timp înainte de a pleca de acasă și să ne asigurăm noi că am luat toate măsurile. Nu am ieșit complet din zona de risc. Nu putem să acoperim toate riscurile. Dar e important să știm că am plecat cu cele mai importante măsuri de siguranță luate. Că, bineînțeles, în continuare, casa poate fi vulnerabilă, cu sistem de alarmă, cu încuietori solide, dar poate crește timpul în care un autor de infracțiuni să aibă acces în casă. Da, corect. Da, domnul comisar, în cazul în care nu spunem la televizor că plecăm de acasă, cum știu hoții că noi nu suntem acasă? Situațiile în care infractorii pot culege informații pot fi frecvente. Fie că noi vorbim lângă persoane care nu trebuie sau nu trebuie științate în anumite situații, de exemplu la televizor. Păi bine, noi zicem pentru că avem toate măsurile luate. Suntem, e bine, eu las soacra în casă. Eu am câini, adică... și pe lângă asta nu am obiecte de valoare. Atest, chiar n-are. Este un alt aspect important al prevenirii furturilor din locuințe. Avem două aspecte. Unu, să facem cât mai greu accesul hoților în casă și în al doilea rând să fim atenți să evităm să fim atenți ca paguba să fie cât mai mică în cazul în care totuși se întâmplă cazul nefericit. Iar una dintre recomandări este să fim atenți la ce bunuri lăsăm sau păstrăm în casă în mod curent. Bunurile care poate n-ar trebui să fie, mă refer de exemplu la sume foarte mari de bani dacă le avem, e mai bine evident să le păstrăm la bancă. Trebuie să ne gândim și la lucrul ăsta. Până la urmă e importantă și valoarea prejudiciului dacă totuși evenimentul s-a întâmplat. Este o idee bună să lăsăm vorbă vecinilor că suntem plecați și să arunce și eu un ochi din când în când? Desigur e o situație, dacă vorbim de un vecin de încredere, nu neapărat un vecin, o persoană de încredere, un prieten, până la urmă cu toții avem prieteni apropiați, dacă avem un prieten, un vecin de încredere, este o idee foarte bună să vorbim cu acesta, să-l rugăm să mai treacă și pe la noi din când în când, să fie atent la ce s-a întâmplat acolo. Desigur, și reciproca e valabilă și noi atunci când pleacă el în vacanță putem să întoarcem serviciul, pentru că de obicei mă întrebați cum își iau autorii de infracțiuni informațiile. Da. Sunt situații în care vin frecvent, lasă anumite semne să vadă dacă casa este locuită sau nelocuită pe o perioadă mai lungă asta de timp. Să știu, cum dacă... gândesc ei, că ei nu merg la întâmplare așa pe străzi, cred. Fără doar și poate, caută să culeagă niște informații. Ok. Ori
astfel de informații nu trebuie să le afle de la cineva că ați spus că ați plecat de acasă. Poate să încerce. De exemplu, vorbim de o ușă unde se tot lasă facturi, se lasă pliante de cu de marketing și așa mai departe. E un semn că cineva n-a mai trecut pe acolo de câteva zile. Poate lăsa un semn. De exemplu, puteți să găsiți o scobitoare într-una din încuietoare și să credeți că cineva a făcut o glumă sau a pus o gumă pe vizor. Și scobitoarea e lăsată acolo, în cazul în care folosim cheia des, automat scobitoarea nu mai e acolo, nu? Nu mai este acolo. Ah, să vadă dacă rămâne scobitoarea în ușă. Am mai auzit de metode adică... care implică bani puși sub preș. Mai era și asta o chestie interesantă, știu, că dacă nu ridici preșul ăla niciodată, banii rămân sub preș sau ceva de genul ăsta. Și am învățat ceva foarte util astăzi. Sunt mici trucuri pe care le folosesc și ei, avem impresia că nu ne afectează sau, că, sau nu le dăm importanță. Avem senzația, cineva, un copil s-a jucat, a vrut să-mi facă o farsă. Nu, trebuie să fim atenți la chestiuni de detaliu care pot să conteze foarte mult. Deci am înțeles până acum, deci să ne asigurăm casa atât de bine cât putem noi, să nu avem neapărat bunuri de valoare pe care să le ținem în general, să avem grijă cu cine vorbim, pe unde postăm. Aici e important, e și pe pericol. Social media asta știm. Corect. Deja, că ne postăm poze din vacanță și așa, și să avem grijă la micile semne indicii pe care le-ar putea lăsa. Că cineva pândește. Dacă tot stăm de vorbă cu dumneavoastră, puteți să ne spuneți cum se preconizează a fi traficul în perioada sărbătorilor pe drumurile din țară? Desigur, cu toții știm că în perioada de sărbători pot apărea aglomerări de trafic, în general pe ieșirile din București, pe ieșirile importante DN1, autostrada București-Pitești, DN6-7. Valea Prahovei, din păcate, reprezintă un element important în acest sens. Valea Oltului, de asemenea, poate să fie o problemă. Desigur, colegii mei de la Poliția Rutieră vor fi prezenți în trafic, vor încerca să facă tot posibilul pentru a asigura fluidizarea traficului, dar pe de altă parte avem recomandări și pentru participanții la trafic, atât pentru conducătorii auto principalii implicați în aglomerație, dar și pentru pietoni. Trebuie să ne asigurăm în calitate de conducători auto, în primul rând, că respectăm, desigur, regulile de circulație, pentru că de asta am trecut un examen când am luat permisul. Știu, cu toții vrem să ajungem la destinație, de preferat cât mai repede, dar până la urmă toți trebuie să respectăm aceleași reguli, să ne păstrăm calmul, pentru că nu ne face bine nici la sănătate și nici nu vom ajunge mai repede dacă ne enervăm. Așa este. Ați vorbit foarte mult mai devreme de cozonac, de pască, să nu uităm de vin. Dar să nu uităm de vin după ce am terminat călătoria, nu înainte de a pleca sau mai în timpul ei.